Vă salutăm din Muntele Rece, imposibilul s-a produs, ne doream de mult întâlnirea asta, ne știm de o viață, pentru cine nu știe, este Sifu, Sensei, cum vreți să-i spuneți, Toschi Cristian, și eu, Vlad Dan Petrea, și am reușit în cele din urmă acest imposibil între ghilimele și anume să ne întâlnim. După foarte mulți ani și în primul rând să ne aducem aminte de unde am început și să ne depănăm amintirile din trecut care sunt multe și frumoase. Și pentru asta vreau să-i mulțumesc lui. Eu îți mulțumesc, că ești un Nu gazdă am bine, bun. n-ai tu cum să mulțumești mie, că el a Așa. fost antrenorul meu, așa că eu trebuie să mulțumesc. Nu. Plus că ești mai Deci, bătrân. ok. Ah, Mulțumesc. a mea încă Mulțumesc. e mai Nu. neagră un pic, El nu? are bani mai Descoperit mulți. că Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în arte marțiale, nu tocmai ok. În primul rând vreau să vă spun din start că nu vorbim despre o anumită persoană sau despre un anumit sistem sau arte marțiale. Nu. Vorbim la modul general și cine știe, știe, cine se simte, se simte, că nu trebuie să punctăm noi pe nimeni în mod special. În primul rând, trebuie să înțelegem un lucru pe care eu l-am spus de foarte mult timp și pe unde mă duc îl spun cam tot timpul, că există în general două categorii de tehnici. Unele care merg demonstrate, asta în ce înseamnă? Ca tu să ai informația că îți vine o anumită lovitură pe anumit unghi și să ai un răspuns adecvat la informația primită. Deci acolo nu este nimic liber. Nu este o luptă liberă, nu este o lovitură dată liber. Este o lovitură dată cu informație prealabilă, da? Bun. Deci știu unde îmi dă și eu demonstrez o anumită aplicație pe acea lovitură. Ok. Tehnicile care merg aplicate sunt cele care se poate desfășura într-un sistem liber. Adică stai față în față cu partenerul tău și spui dă ce vrei. Nu îi spun dă directă, spun dă ce vrei. Dacă eu am reacție la cel dă ce vrei, adică am o defensivă corectă cu un contraatac corect, atunci înseamnă că mie mi-iese tehnica real. Pentru că nu am informația și înseamnă că eu am reflex. Despre asta am vrut să vorbim în primul rând. Sunt foarte mulți, nu? Care se duc la tot felul de seminarii, sunt sensei, sunt sifu, sunt sijo, sunt tot felul de denumiri, care predau exact ce am spus mai devreme, predau lucrurile demonstrative. Nu e nimic rău în asta, evident. Doar că, nu așa, datorită acestui... Nu așa. Dar lasă-mă să ne Da. Datorită acestui lucru, s-a cam dus puțin spre extremă toate lucrurile astea și se pune prea mult accent pe tehnicile demonstrative. Mai rău este că așa anumite sisteme de luptă se bazează pe aceste tehnici demonstrative, care de fapt instructorii respectivi nu știu real dacă ele într-adevăr merg aplicate real, pentru că ei însuși n-au avut ocazia să le aplice într-o luptă reală. Acum, de aici se dezvoltă alt subiect. Dar vreau întâi să las pe el că... Așa, să nu te-am făcut. De ce nu am avut dreptate? Zis eu. Nu. În primul rând, faptul că noi ne-am întâlnit după toți anii ăștia în care nu ne-am văzut, că așa au vrut astele, cumva s-au aliniat planetele și acum probabil o să fie explozie solară, că asta e, ceva se va întâmpla. De ce am ales noi să vorbim despre lucrurile nespuse? Pentru că simțim că e o mare nevoie. Exact. Da? Și nu vorbim strict numai pentru studenți, cât și pentru antrenori. Exact. Noi credem că e o nevoie. Acum, bineînțeles, orice spunem, cum spun americanii, poate fi folosită potriva ta. În sensul că anumite persoane o să se simtă atacate. Dar nu e asta scopul nostru. Acum fiecare, nu mai suntem chiar tineri, ci nu înțelege treaba asta... Forever, da, da, bineînțeles. Numai că
Arte marțiale la nivel mondial au luat o direcție, din punctul meu de vedere, să spunem bună, văzut ca un întreg și ca un procent. Cu toate astea, se întâmplă ce ai spus și tu, că există o groază de sisteme, cluburi, oameni care predau ceva care de fapt e departe de adevăratul spirit al Budo, care este ce? Viață și moarte și noi ce am putea spune? Eficiența. Nu că exact. Dacă nu ești eficient, înainte mureai. Acum, dacă nu ești eficient, nu mori, dar pierzi. Adică pierzi lupta. Poate că asta înseamnă să intri în spital, poate înseamnă să pierzi un concurs, poate înseamnă concursul ăla să nu câștigi niște bani, să ajungi pe străzi. În fine, înseamnă multe lucruri care pot fi foarte serioase totuși. Și atunci ce am spus eu că nu e ok și nu sunt de acord și o să rămân așa până o să mor, că acolo e problema poate, da? Nu sunt de acord ca Budo să fie predat într-un mod eronat pentru că creează un fals sens a realității și încrederii în sine care te poate duce în locuri neplăcute, da? Deci de la a avea încredere într-o luptă cu cuțitul când poate să te omoare pur și simplu, și până la aduce în eroare pe alții la rândul tău, tu fiind de bună credință teoretică, tu investi ceva care crezi că funcționează, dar tu nu știi că funcționează. Da. Și lucrurile astea nespuse sunt multe, dar unul dintre ele este, bă frate, ce funcționează și ce nu? Cu adevărat. A, și vis-a-vis de chestia asta, deci din momentul ăla și se împarte în două mari direcții problema. Aici intervin instructorii care știu și instructorii care cred că știu. Care e diferența, că e simplu. Da. Un instructor care știe este acel instructor care, în momentul când a predat o anumită tehnică, a trecut prin ea din punct de vedere real. Da? Din punctul meu de vedere, nu pot să vorbim despre cuțit, nu poți să predai cuțitul dacă n-ai trecut într-o luptă de cuțit. Nu poți să predai kickboxing dacă tu n-ai urcat în ring. Despre ce vorbim? Și n-ai luat un pumn în nas. Nu poți să vorbești despre lucruri care tu nu le-ai făcut. Ai impresia că funcționează chestia aia. Dar doar ai impresia. Dacă ai trecut prin ea, știi că funcționează. E, și după aia intervin cei care cred că știu. Cred că știu este exact despre ce vă vorbeam. Am impresia că va funcționa, că mie-mi iese. Bun, îți iese. Dar îți iese cum? Îți iese pentru că tu acolo ai un partener foarte cooperant. Asta este ca în poliție, da? Când învață încătușarea, dar pe un subiect care cooperează cu tine. În realitate, în teren, foarte mulți polițiști au avut surprize, pentru că ei credeau că e funcționabil sistemul care a fost învățat și aia nu au vrut să coopereze, că nimeni nu cooperează pe stradă. Și au întâmpinat tot felul de probleme. Și a trebuit să găsească tot felul de artificii ca să poată să ajungă la scopul final să încătușeze pe ăla. Adică nu chiar ca în academie. Da, totul frumos. Da. Așa e aici. Cine e cooperat, e cooperant. Îți iese. Dacă nu e cooperat, nu-ți mai iese. Eu aș împărți... Deși nu-mi place neapărat, dar aș împărți căile astea marțiale în două direcții. Okay. Una sunt sistemele care tratează lupta dintr-o perspectivă de autoapărare. Da? Cum ar fi să zice, nu știu, deranjez că spune Krav Maga, da, că e destul de cunoscut. Și nu numai. Și nu numai. Da? Și sporturile marțiale care de fapt ele nu prea sunt arte marțiale, dacă stăm și ne gândim, sunt mai mult sporturi marțiale cu niște reguli. Dar paradoxul unde apare? Dacă luăm, de exemplu, boxul, da? A fost considerat artă marțială? Nu. Nu. Luptele greco? Da, am înțeles. Da? Chiar și judo? Da? Se întâmplă acolo ceva care nu se întâmplă în cluburile care susțin să predea autoprotecție sau arte marțiale perse. Și anume, da, pe anumite specii, da. Se lucrează pe specii. Da. Ce vreau să spun e că și boxiorul,
și wrestlerul, și kickboxerul, și acum, bineînțeles, și luptătorul de MMA, da? Ce au în comun? Au în comun ceea ce noi numim free energy. Sau tu când ești față în față cu el în ring, tu nu-i spui dă-mi direct de dreapta la cap și vezi să ții mâna acolo. Corect. Îi spui hai să facem sparring, de exemplu. Da? Și începem și ne mișcăm. Cum? Liber! A, da! Și el am dă directa, și el am dă circulară, dar mi-am dă când vrea el. Și cum vrea. Și cum vrea el, poate să schimbe direcția, să plece pe o directă, să se transforme într-un unghi circular sau într-un picior sau mai știu eu în ce. Uh-huh. Da? Ca să nu mergem mai departe și să vorbim într-o situație reală care se apropie mai mult, din păcate spun eu, de sportul marțial din perspectiva asta al free energy, da? Da? Ca să nu zic că în altercația respectivă a dus și mâna la spate și a scos cuțitul și te-a tăiat două ori să o termina povestea. Uh-huh. Deci, sporturile astea marțiale, chiar dacă, să nu spun că nu sunt fanul lor, dar ca, cum să spun, ca instructor, ca profesor a căii marțiale, consider că lipsește de acolo ceva și anume prezența morții. Nu? Ea e, dar nu e în același timp și automat le face așa ca un fel de joc mai serios. Exact ce discutam aseară, nu-i așa? Da. Când povesteam că pe timpul meu nu știam ce era protecție. Exact. Mii la mâini, la cap. Exact. Și discutam cu Dan și ziceam, bă, eu am impresia că totuși școala veche te aduce la performanță mult mai rapid. Pentru că și protecțiile care noi le punem, moderne, te ajută să nu ți se producă ție diferite leziuni. Ok. Dar nu te ajută în evoluție rapidă. Pentru că și lovitura care o primești are partea ei bună. Că ți-e frică, creierul tău nu vrea să fie lovit. Creierul tău vrea să supraviețuiască. Dacă eu îl protejez, el vede că e protejat și nu-și mai are toate măsurile de siguranță. Că de aici pleacă foarte multe probleme. Ăsta e un alt capitol. E un alt capitol, dar am făcut o mică paranteză cum am stabilit că discutam aseară. Da. Eu aș puncta aici la capitolul free energy, da? Adică a lovi liber, că sporturile marțiale au una tu, împotriva altor marțiale, să le spunem, tradiționale sau astea de autoapărare sau care... E cum zicea și Bruce, nu? Vrei să vezi să noți, te arunci în apă. Exact! Deci problema e că nu prea se aruncă în apă. Asta este primul lucru. Nu prea se mai aruncă în apă. Nu prea se mai aruncă. E un lucru care vreau să punctez. Sunt un susținător al căii marțiale, al Budo, al samuraiilor face to face care scot katana și se taie, chiar dacă a rămas doar ca un element de dezvoltare personală, dar un element puternic de dezvoltare personală. Cu toate astea, paradoxal, ca să dau exemplu de liber, trebuie să mă duc la sporturile marțiale și aici e primul lucru nespus.